O situație absurdă arată că în timp ce 6 femei mor zilnic în România din cauza cancerului de col uterin, afecțiunea rămâne foarte simplu de diagnosticat prin teste Papanicolaou, prin teste de detectare a virusului HPV și prin imagistică. Senologica, Centrul de Imagistică a Femeii, promovează prevenția prin investigații specifice. Noul nostru centru Senologica și Centrul de Imagistică a Femeii își propune să investigheze paciente în principal fără simptomatologie, în ideea de a descoperi leziuni în faza incipientă, să nu fie leziuni de dimensiuni mai mari sau leziuni tumorale pentru care pacientul ar trebui să facă un tratament mai deosebit. Obiectivul este să examinăm paciente între 21 și 65 de ani, paciente asimptomatice, deoarece ideea de screening trebuie să reprezinte ideea de prevenție și trebuie ca pacientele să înțeleagă foarte clar că nu trebuie să fie neapărat suspicionate de o patologie tumorală ca să se adreseze centrului nostru. Simptomele cu care femeile ajung cel mai adesea la control sunt sângerările vaginale, durerile abdominale difuze, durerile în timpul actului sexual sau secreții vaginale neplăcute și cu miros mai deosebit. În principiu, cazurile pe care le putem diagnostica sunt de la cazuri foarte simple, de tip fibrom uterin, polipi uterin, dar sunt și cazuri mai deosebite în care includem patologia tumorală de corp uterin și patologia de col uterin. În cazul de față, pacienta este o pacientă tânără pe care am diagnosticat-o cu o patologie tumorală de col uterin. Examinarea RMN este o examinare pentru care pacienta nu trebuie să prezinte un criteriu foarte clar de recomandare, pentru că nu este o investigație dureroasă, este o investigație non-invazivă, este o investigație care durează aproximativ 30-40 de minute, investigație pe care pacienta o poate tolera, zicem noi, destul de bine. Nu este necesară o pregătire specială. Cancerul de corp uterin este pe locul întâi ca și patologie tumorală la nivel pelvin feminin și se întâlnește în special la femeile după menopauză. Femeile tinere dezvoltând mai frecvent cancer de col uterin, iar cele la menopauză cancer de corp uterin. Este o leziune care distruge endometrul, se vede și pe imaginile noastre. Acesta este un caz într-o fază până în stadiul 3 și din punct de vedere imagistic, foarte simplu putem semnala modificări de semnal, așa numim noi aceste leziuni prezente la nivelul corpului uterin și putem stadializa patologia pentru ca pacienta să poată urmări, să poată fi urmărită de medicul ginecolog și să se decidă dacă se poate rezolva doar chirurgical și în funcție de stadializare dacă este necesară chimio sau radioterapia. Factorii de risc în astfel de cazuri se împart în funcție de categoria de vârstă. La pacientele tinere care dezvoltă predominant cancer de col uterin, se pot enumera fumatul, o viață sexuală cu un debut precoce, parteneri multipli, sarcini multiple, iar în ceea ce privește cancerul de col uterin, acesta este mai frecvent la femeile cu menopauză, femeile nulipare, femeile care nu au născut niciodată și la cele care suferă de obezitate și diabet.